Emoții mari astăzi pentru cei peste 1200 de liceeni din Olt care au contestat notele obținute inițial la probele de la bacalaureat. Pentru majoritatea dintre ei, nota finală a fost mai mare, pentru unii chiar și cu 2,5 puncte față de cele inițiale. Este și cazul Dianei Neacșa de la Colegiul Național Ion Minulescu din Slatina. Cum este după contestații? Mult mai bine, deci chiar mult mai bine și, sinceră să fiu, mă așteptam să mărească. Așa trebuia să fie din punctul meu de vedere nota înainte de contestație, dar se pare că s-a mărit aproape cu 2 puncte și este chiar considerabil. Sunt curioasă însă cum a reușit primul corector să-mi dea nota 6, când după contestație am luat 8. Bucuroase de nota primită la recorectarea lucrărilor au fost și elevele Teia Vava de la Colegiul Național Ion Minulescu din Slatina și Alina Daniela Stanca de la Liceul Teoretic Petre Pantrea din Balș, care au obținut inițial medii de peste 9,95. Lucrările ale căror notele au nemulțumit au primit la recorectare maximum și astfel ele au trecut cu 10 bacalaureatul, dublând numărul elevilor de excepție din Olt. La ce ai depus contestații? La matematică. Și ți s-a mărit sau ți s-a micșorat? Da, mi s-a mărit cu 10 sutim. Am 10 pe mine. Deci ești a treia elevă cu 10 la BAC? Da, da, sunt a treia. La ce facultate te duci? La automatică și calculatoare, la București. Trebuia media de la BAC? Da, 20% numai. Cei mai mulți dintre elevii care au depus contestații au primit note mai mari, dar nu suficient de mari pentru a-i mulțumi. Cu cât s-a mărit? S-a mărit de la 4,45 la 5,20. La ce ai depus contestații? La română. Rezultatele la examenul de maturitate de anul acesta sunt cele mai mari din ultimii 7 ani. Rata de promovabilitate la această sesiune este cu aproape 4% mai mare decât anul trecut și, în plus, au fost înregistrate și 4 medii de 10. Anul acesta, după contestații, promovabilitatea la examenul național de bacalaureat a crescut cu aproape 2%, de la 63,11 la 65,04. Seria curentă, e bine să spun acest lucru, deci candidații din seria curentă, procentul, promovabilitatea acestora a fost de 71,87%, deci am depășit pragul psihologic de 71%. Numărul de contestații depuse de candidații noștri anul acesta a fost de 1208 și în urma contestațiilor, evident, așa cum ați văzut, a crescut promovabilitatea, dar au crescut și notele candidaților. S-au dat, în cadrul acestui examen de bacalaureat, 220 de note de 10. În sesiunea de anul acesta au fost înscriși 2.962 de elevi, dintre care 2.749 s-au prezentat. Dintre aceștia au promovat peste 65%. Cei 955 de liceeni care nu au reușit să treacă examenul de maturitate mai au o șansă luna viitoare, când începe BAC-ul, sesiunea de toamnă.